Salutare, vioși, bine v-am găsit. Iată, am revenit cu un nou episod din House Flipper, pentru că am zis că poate reușesc să-mi iau toate casele, măcar alea care îmi plac să mi le iau. Și astăzi mai am două investiții de făcut, una care ascunde ceva, deci casa care ascunde ceva am descoperit-o. Am fost pe la ea în vizită și am văzut cum e. Asta v-am zis că rămâne așa pentru că mie îmi place cu iarbă multă și cu boscheți. Eu-s mai cu ghetou așa și îmi plac casele astea ghetto, la nebunie. Bun, asta e una dintre casele mele preferate. Ați văzut-o și voi, mi-am făcut bucătărie aici, mi-am făcut cameră de zi, unde să stau fără să vopsesc pereții. Am lăsat gândacii să mișune, că nu mă deranjează prea mult și am zis că astăzi poate... Ia uite, și aici ce. Hai să închidem aici. Câți bani avem în momentul de față? 812. Eu ce vreau să-mi cumpăr acum ar fi următoarea casă. Deci, avem 1, 2, 3, 5 case avem, 2 cu bunker și 3 fără. Casa ce ascunde ceva, am văzut-o ieri cum arată. Astăzi vreau să-mi iau casa părăsită, asta vreau să-mi o cumpăr. Și casa cu oaspeți neinvitați. Am două case de luat, mari și late. O să începem cu asta, casa părăsită, pentru că îmi trebuie. Costă 31.446 și nu e deloc scumpă și aș putea să mă permit să o iau. Dar zice că este o casă părăsită. Toate casele sunt one of a kind, am uitat să vă zic chiar și deci vă repet. Toate casele ascund ceva, ascund un mister, ascund ceva, nu știu. Ceva aparte, fiecare casă. Și de asta am zis să îmi cumpăr și celelalte case. Deocamdată am renovat bunkerul unghiului și altceva nu mai renovez momentan, că nu am chef. Hai să facem din nou asta. Îmi trebuie 31.000. Eu am 812 acum, nu știu dacă o să-mi ajungă banii pentru toate, pentru piscină și pentru ce trebuie. Asta e misiunea la care farm oameni de obicei ca să fac rost de bani. Și e într-adevăr... E într-adevăr șmecheră. Punem aici pietrici unii culoare. Hai că mai ajung banii. Casa părăsită vreau să mă cumpăr deocamdată. Strângem niște bani pentru aia. Dar am impresia că rămân fără bani dacă pun toate decorațiunile la... Că mi-am cheltuit banii. A rămas cu 812. Uite, un dolar și 12 pes. Trebuie să fac altă misiune, una mai mică, pentru că a rămas cu 0,89. Deci nu am cum să fac misiunea asta până nu fac bani. Mergem înapoi la birou. Trebuie
să facem prima misiune, care îmi dă cât 1000 și ceva. A rămas cu 0,89, vezi, te-a rămas cu banii pierduți. Trebuie să ai ceva bani în cont ca să poți să faci curățenie. Calorifer. $0.89, $777 îmi iau acum dacă fac casa așa cum este. Ia stai. Închidem ușa. Va trebui să o fac pasta de mai multe ori. Bun, finalizăm comanda. Am făcut $777. O să farmăm la prima, pentru că a rămas fără bani. $1178, așa. Finalizăm comanda, o mai facem o dată, tot așa, până facem rost de bani.
facem asta, curățenie. Punem caloriferul. Nu, până am vrut 10 minute, va trebui să fac așa. Hai că am scos ceva profit. Când o să am vreo 10.000, atunci o să pot să mă duc chiar să fac aia. Până atunci o lăsăm pe asta. Prima, care e cea mai ușoară. God.
Până la 10.000 așa facem. După 10.000 o să-mi iau cealaltă misiune. Uite, am scos deja 5.000 profitul. Gata. Așa. ...7759, până la 10.000, tot așa farmăm la asta și după aia trecem la grădină.
9000. Încă o dată și gata. După aia poți mă duc la comanda aia cu ierburile după incendiu. Grădina după incendiu, după ce a fost arsă iarba. Gata. 10.000 și acum putem să luăm comanda aia.
Bun. Mai facem o altă comandă și scoatem banii pe aia. $31.000 costă asta. Nu costă foarte mult și e o casă, într-adevăr, părăsită, după cum se vede. Casă părăsită și casă cu oaspeți nepoftiți, care costă 47. Eu aș putea să fac suficient bani acum cât să mi-l iau pe amândouă. Am 29.000.
Bun. 22 de minute. Și acum pot să cumpăr casa părăsită. Deja 45.000 am. Oho. Hai să mergem să cumpărăm casa părăsită, să vedem ce se află la aia. Bun. Un din mail de aici. Casa părăsită, casa. Oaspeți nedoriți, 47. Asta probabil că are gândaci, că altceva n-are. Oaspeți neinvitați. O luăm pe asta. Arată bine așa casa. Ia, hai să vedem. Du-te acolo. Așa. Mamă, dar se vede că e părăsită casa asta. E tot o casă mică, dar o casă frumoasă. Ia hai să vedem ce avem pe interior. Oh, ce e aici? Baie, gândaci, uite. Gândaci în bucătărie. Wow. Ia hai să vedem. Aici avem o canapea, un loc de dormit, să zicem, sau de ceva. Și putea să pun aici un loc de dormit, dar nu-l pun deocamdată, dacă vreau să fac bani să mai cumpăr o casă. Și aici baia. Pânze de paianjen câte vrei. Da, este efectiv o casă părăsită, deci nu are basement. Nu vă gândiți la ceva extraordinar. Este o casă părăsită și atât. Dar îmi place locația ei și îmi place că are iarbă multă pe aici, pe în jur. Și are și 5 de copăcei în grădină. Uite ce ești de burieni. Oh. O casă drăguță, de altfel. Îmi place cum arată. N-am făcut o investiție alea. Și mai urmează să iau casă cu oaspeți neinvitați. Aia nu mai cumpăr. Am zis că vreau să-mi iau toate casele, mi-au toate casele. Bun, ne întoarcem înapoi la birou. Întoarceți-vă la birou. Așa. Ia, hai să vedem cum arată o casă cu oaspeți nepoftiți. Și aia vreau să mă cumpăr. Hai să ne uităm la case. Casa criticului mai arată bine ca să oaspeți neinvitații. Asta și casa criticului, mi-aș mai cumpăra o. Să vedem care acum. Deocamdată hai să facem bani.
Am 6 case la... În momentul actual am 6 case deținute, ale mele. Băgăm o piscină aici cu stelaj mare. Bun. Și aici deja știu care-i treaba. Mai că durează mult să farmez la misiunea asta. Dacă avem un drainer ceva să pot să-mi iau direct câți bani am nevoie, ar fi fost și mai ușor, dar...
Poate să-mi schimb și eu birou cu ocazia asta. Nu. Colorat. Așa. Hai să vedem ce ești acum. Treizeci de mii. Șase case în momentul de față. Casa criticului e 51.000. Asta s-ar putea să fie și mobilată. Dacă stau să mă gândesc bine. Și are și copaci în față, arată bine. Asta cu aspeți ne invitați probabil că de tot cu gândaci sau cu ceva. Aș farma pentru casa criticului. Asta o vreau. Și aici s-ar putea să-mi fac și următorul birou. La casa criticului. Asta poate să fie o casă deja aranjată. Să mai informez până la 51.000, eu zic că se da. Yeah.
Back. Zic să formăm până la 100.000. Să-mi iau două case chiar. Să iau și pe aia cu aspeții neinvitat, să iau și pe aia cu casa criticului. Va trebui să facem asta de încă vreo 4-5 ori. Că trebuie să fac și aici.
Am mai făcut o comandă. De la profi? Ce? De la peni. De la profi. De la Hai să vedem ce e cu casa criticului. Poate chiar acolo să-mi fac eu birou, dacă e o casă aranjată deja, mobilată, cu tot ce trebuie, că nu vreau să stau eu să o mobilez. Că nu prea îmi place să mobilez și să modific casele. Altora poate le place, dar mie nu. Mie îmi place să las casele așa cum sunt.
61. Mai facem încă o dată. Vreau să-mi iau ambele case, de-aia. Și aia poate să ne poftiți și a criticului.
Bun. Șapte de mii am momentul de față. O să-mi cumpăr Casa Criticului mai întâi și poate acolo o să mut și birou la Casa Criticului. Hai să mergem să luăm casa mai întâi și după aia mai fac niște bani și mi-au și aia cu oaspeții nepoftiți. Browser Casa Criticului. Asta o să mă iau un tricare 51.000 și oaspeți nepoftiți 47.000. Bun, noi ce au pe asta cu 51 Casa Criticului. Ia. Cum arată? Pretty decent, mai că e cam multă mizerie.
Cumpărăm pasta întâi. De asemenea, tot o casă de ghetou, după cum se vede. Cu tufărișuri, cu tot ce vrei. Și pentru cealaltă trebuie 47.000. Hai să facem un tur al casei mai întâi, să vedem cum arată pe interior. Nice! Mobilier vechi. Aici totul răscolit. Gândaj n-avem, din fericire. Aici avem mobilier vechi. Arată decent. Pretty decent. Aici aș putea eu să-mi pun birou dacă vreau. Să mai schimb un pic decorul. Aici tot mobilier vechi. Uite, aici pot să pun laptopul. O las așa cum e, frate, pentru că dacă renovez casele astea, se strică farmec. Uite, avem și un pat aici. Arată ok casa. Aici este baia. Și WC-ul unde? Mamă, WC-ul de la vechi. Bă, ești nebun, ce mișto. Oglindă spartă, totul spartă. Bine că n-avem gândaci. Asta e ok. Mai avem 26.000. Îmi trebuie 47.000 ca să-mi cumpăr și casa alaltă. Și aia, curtea. Să vedem curtea cum arată. O, avem și mușuroi de cârtiță aici. Decent. Chiar very decent. A, uite, pe aici să iese pân curte. Avem tufiș din ăla înalt. Gard tufiș. E bine, frate, ce pot să zic. Mi-mi place. E o casă jmencheră. Bine că mi-am luat-o și pe asta. Aici cred că o să mut eu biroul deocamdată, că îmi place cum arată. Că m-am săturat de casa veche. Ia stai să vedem unde să mutăm biroul. Aia e întrebarea. Undeva unde e și dormitor, acolo putem să mutăm birou. Îmi place să locuiesc ca un boschet, așa. Aici unde e dormitor putem să mutăm... Ia stai. Mutați biroul aici. Bun. Și acum stăm la casa criticului. Ia, aici nu putem muta. Trebuie să iau laptopul să-l duc undeva. Uite aici, în sufragerie, de exemplu. Uite așa. Și mi-am mutat aici birou. La casa criticului, care e destul de șmecheră. Bun, avem o casă mișmecheră, avem în spate aici ieșirea la backyard. Hai să facem încă o dată o misiune aia. O să-mi iau și casa cu aspeți nepoftiți, vreau să mă cumpăr și pe aia. Asta înseamnă de încă vreo două ori misiunea asta.
de încă vreo 2 ore asta. În momentul de față dețin 7 case, făcute pe banii mei munciți.
Sunt curios dacă avem și fântână de pus în grădină. Că asta n-am verificat. Dar poate o să-mi iau și o să-mi pun o fântână. Am fost acum axat să-mi cumpăr cât mai multe case. Că după aia mi le fac eu. Nu-mi place mie. Dar asta pe alt, în alt episod, pentru că acum vreau să mă străduiesc să termin episodul ăsta. Gata. 22.909, pac, înapoi la casă. $42.000 în momentul de față am. O să fac și un backup la... Să vedem fântână. N-avem fântână. Arhitectura, să vedem ce avem aici. N-avem. Decorații. Uite, pot să-mi pun și un pitic aici dacă vreau. Fântână Paris, uite. Pot să-mi pun fântână dacă vreau. Zid oval de cărămidă. Iaz. Ăsta cum mai vine? Nu, o să pun fântână. Mobilier, decorații, aici. Adăpător pentru păsări. Unde-i unde-i fântâna? Aia vreau să văd unde-i fântâna. Dacă și funcționa, ar fi fost super, dar... Să punem un gnom aici la intrare. Așa. Și punem în spate o fântână. Ia stai. Decorații. Așa. Fântână Paris. Și posoare cum vreau eu să fie. O lăsăm așa. O punem aici. Bun. Și am zis că mai facem o dată misiunea cu scăpăm definitiv de iarbă, să mă cumpăr și pe aia. M-am pus și o fântână în spate. Bă, păcat că nu au fântâni mai mari. Și unde să funcționeze și apa. Ar fi fost ceva, dacă ar fi făcut și treaba aia.
hai să îndești mizeriile. Gata. Pie uniculoare. Hai că asta o facem repede. Tare sunt curios ce-i cu oaspeții aia nepoftiți. O posibil să fie gândaci, nu știu, mă întreb eu. Mai era o casă cu bunker care mi-o doream eu să-mi iau. Casă veche cu bunker, aia îmi plăcea mie. Dar o lăsăm așa. O lăsăm pe alt stream, că pe alt episod, că nu vreau să lungesc prea mult. Mai fac o dată asta și mi-o cumpăr și pe aia cu oaspeți nepoftiți. Că și aia e o casă frumoasă. Gata. Bun, acum facem... decorațiunile finale. Hai, mă!
Ultimul meu format la grădina lui ăsta. Deci ultimul meu format e ăsta. Gata. Și cu asta încheiem cu renovarea casei astea. Tot 909 îmi dă. 909 în coadă. Perfect. Gata, putem să ne luăm casa acum. Mergem la înapoi la casa criticului. De 8.000 avem în momentul de față. Mergem să cumpărăm casa aia. Asta. Browser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 case în momentul de față am. Cu asta o să fie 8. Casa cu oaspeți neinvitați. Mamă, cum arată baia și cum arată grădina asta. Holy shit.
Holy shit. Casă cu oaspeți de invitații. S-o luăm? Sau să nu o luăm? Că am 47.000. 58.000 am. Casele cu bunker sunt deja scumpe. Și nu știu cine știe ce toate. Nu mă fascinează așa, să zic. Astea sunt scumpe. 283, 407.000, mamă, aia casa lui, singura casă. Se o casă cu oaspeți neinvitați, casă plictisitoare. Asta și are și a doi copaci, dar nu are o grădină, cine știe ce, să zici că e. Sunt cu vilă de camping, casă cu oaspeți neinvitați. Casă după inundația asta, și mai nașpa că e cu iarba tunsă. Casă și mașină, casa familiei variabile. Efect, efect nesatisfăcător, auzi. Nesatisfăcător. O să iau casa cu oaspeți neinvitați. Asta o să o cumpăr. Ce de acolo, da. A, gândaci. Mă gândeam ce oaspeți neinvitați să fie. Mergem acum și o vizităm, arată bine. În momentul de față dețin 8 case mari și late. Curtea plină de buruieni. Ia să vedem, avem vreun copac ceva? Pe aici nu avem copaci. Avem un backyard rezonabil. Și probabil foarte mulți gândași pe interior. Ia uite ce e aici. Oaspeți neinvitați. La asta se referă. Dar ce cuiburi, frate? Ia aici avem ceva? Da, avem o canapea unde putem să facem o zonă de resting. Asta în niciun caz nu e de făcut birou. Aia cu casa criticului îmi place foarte mult. Baia, mamă, baia de aia veche. Ia, avem gândaci aici? N-avem. Nici aici n-avem gândaci, aici avem un pat dezordonat și tot ce... Da. Rezonabil, am 10.000. Mă duc la... Mă duc la birou. Toarceți-vă la birou. Întoarcem la birou. Asta e my fucking house, care e destul de agreabil. Am pus și o fântână în spate acolo să fie de decor. Ia să vedem ce mai avem la decorații exterioare. Că văd că sunt destul de multe. Punem aici un felinar, așa. În spate avem fântâna. E o casă mișto, îmi place. Asta. O să rămână casa mea asta deocamdată. Am vrut să mai schimb și eu decorul puțin. Văd că are și copaci pe interior, are și un backyard destul de mare. Gunoaie cât cuprinde în casă sunt, dar nu mă deranjează pentru că vreau să rămână casa veche, nu vreau să fie nouă deloc. Mișto era dacă în jocul ăsta puteai să și dormi noaptea. Uite aici avem laptopul, unde e canapeaua cu tot, da. Mie îmi place viața de boschete. La nebunie îmi place. Punem un televizor aici, hai să punem și un televizor. Televizor de perete.
Avem și un televizor aici de perete ca să ne uităm la filme și la ce mai trebuie, un flat screen. Overall arată ok. Mie îmi place. Cum arată casa asta. Am pus o fântână acolo în spate. E chiar o casă frumoasă, are și mușuroi de cârtiță pe aici. Gândaci nu are, ceea ce apreciez foarte mult la casa asta. De-aia am și ales-o. E o casă infestată de gândaci, cum sunt celelalte. Aici e ieșirea în grădină. Da, arată bine, mă. Ce pot să zic, e o casă arătoasă. Și place că are și iarbă multă. E chiar o casă ok asta, pe care o să o folosim. Da. Și cu asta zis să ne oprim aici. Ia să vedem, merge lumina. Merge și lumina. Bă, ești nebun, merge lumina. Are lumină casa. Ia să vedem, aici merge. Ia uite, avem și în baie întrerupător de lumină. Frumos. Calorifere nu-i mai pun, că n-am de ce să-i pun calorifere acum, am niciun chef. Da. Ia uite, avem și lampă de interior aici, putem să stăm și seara să ne uităm la ceva. Fântâna aia o las acolo, că îmi place cum se vede. Da, simplist. Mie îmi place să las casele simpliste, mie îmi place să le pimpuiesc, să le fac deschise, roz bombon, roz întunș cu picățele astea. Mie îmi plac casele astea vechi de boschetar, astea. Astea sunt casele mele de ghetto. Astea sunt casele mele preferate. Aici o să și rămân. Trebuie să vedem ce mai avem la decorațiuni și după aia ies. Că nu cred că avem fântâni mai mari. Adăpător pentru păsări clasic. Asta ce e? E adăpător pentru păsări. Asta merge să-l punem afară, ia să vedem. Ba da, da, e prea mic. E prea mic. Dacă aveai fântână, ar fi fost mișto să iau fântână astea curgătoare, să ți le pui tu unde vrei, în spatele casei. Bine că am și paia. Asta e ok. Bine că am și fântâna aia. Ia să mai vedem ce mai avem la decorații. Felinare. Cutii, lăzi, tot ce vrei. Piatră conică de grădină. Piscina cu stăraș, fântână floare. A, uite că mai avem fântână arteziană. Ia, uite mă că avem. Ia să vedem, uite asta curge. Asta curge, frate. Fântână arteziană din interior, ia. Dar e micuță. Nu e de pus aici. Ia, o putem spune în casă undeva? Asta e de grădină, nu-i de... Nu, el zic să lăsăm așa. Avem și fântână arteziană, asta e ceva nou. E tot cu garden DLC-ul ăsta care a venit. Decorații. Da, să mai trebuie să vedem ce mai avem. Nu le pun pe toate acum, că n-am chef să le pun pe toate. Dar ne uităm, măcar. Dacă era un pic mai mare, puteam să o pun afară. Fântână floare, uite, asta e mișto. Asta e iar de pus afară.
Ia să vedem decorații. Nu le pun asta, că nu vreau să-i stric fasonul casei, cum am făcut-o acum, că îmi place așa cum este. Deci nu mă omor după prea multe detalii. Uite, pot să-mi pun și un perete de apă dacă vreau. Ce tare! Bancă vreau. O bancă de lemn simplă vreau. Uite asta. Da, am multe să-mi fac aici. Am și perete de apă dacă vreau să-mi pun. Ia stai, unde pot să-mi pun? Îmi pun aici în cameră, unde să-mi pun un perete de apă. Ia stai. Sau mai bine nu, că nu vreau să stric fasonul, lasă așa cum e. Am mai pus o bancă în spate. Ne oprim aici, fraților, ce să zic. Ne oprim aici și sper să vă fi plăcut episodul de astăzi și ne mai auzim pe altă sesiune de recording, la alt episod din House Flipper, dacă o să mai vreau să mai renovez ceva pe la casele astea, că am acum 8 case și nu știu la care să mă duc dintre. Am zis că asta îmi place mai mult pentru că e mai specială, are și copaci în spate, e o casă frumoasă, casa criticului. Și restul mai vedea eu ce mai face, aia unchiului îmi place, cu bunkerul. Care am renovat-o și pe aia, m-am dus la bunker și am făcut câteva modificări pe acolo. În rest e ok. Lăsăm așa cum este totul și ne oprim aici și sper să vă fi plăcut contentul care l-am filmat astăzi, adică episodul de astăzi. Rămân la casa criticului. Bun. Și mai departe vom vedea ce mai face. Până atunci, vă urez o seară frumoasă și toate cele bune. Ne auzim!